nor de fum otrăvitor în urma transportului public învechit sau rău întreținut. Scoți fum ca o sobă de cărbuni sau parcă faci foc cu caloș acolo. Și nu, postul bulevard al Renașterii acum Grigore Vie. Foarte ciudat că autobuzul ăsta din perioada lui Urecheanu are două țevi de eșapament. Din una iese fum alb și din alta negru. Probabil una e de la sobă, alta e de la motor. Nu știu de ce funcționează cu combustibil diferit. Oricum, e o fosilă aparatul ăsta. Urecheanu a domnit la începutul anilor 2000, anii 99, prima dată a fost numit primar de către președinte, că atunci nu exista alegeri libere pentru capitală. Și-a avut mandat de vreo 10-11 ani, după care a ajuns în Parlament și după care a ajuns la Curtea de Conturi, deci un impostor. Bine, a făcut cât a putut, autobuzele astea au rămas de după el, l-au supraviețuit și pe Chertoacă, care a avut și el mandat de vreo 10-11 ani. Și acum iată a ajuns pe timpul primarului socialist Ceban, care pretinde că are grijă și de mediu și de sănătatea oamenilor și de trafic, dar vedem că nu face mare lucru. Autobuzele astea, pe lângă faptul că poluează, iată, și ne otrăvesc pe toți în jur, fumul ăsta se așează ca o pâclă toxică deasupra capitalei și pe ce bani îl otrăvesc, ele cel mai probabil n-au trecut revizie tehnică sau au trecut-o de mântuială, pentru că cu astfel de fum n-ai voie să circule în spațiul public. Nivelul de NOx în mod evident îi depășit. Deci dacă a trecut de mântuială revizie tehnică, e foarte probabil că autobuzele astea au și alte probleme tehnice. Deci probabil nu funcționează bine direcția, nu funcționează bine frâna, nu funcționează bine încălzirea și ce alte necesități mai are transportul public de călători. Dar el, iată, circulă spre suburbii zilnic. Pornește de la strada Alexandrii, trece prin centru, bulevardul, fostul bulevard al Renașterii, podurile de la Circ. Și după aceea, iată, strada Kiev, bulevardul Moscovei și se duce spre suburbiile din nord, ocupând loc în trafic, în ambuteiaje. Și nu-i bai, e minunat că transportul public ocupă loc în ambuteiaje, cred că transportul alternativ, biciclete, trotinete, scutere, eventual și motociclete ar trebui să le favorizăm să rămână în trafic și transportul public. Iată cum microbuzul ăsta cu numere galbene, dar și el scoate fum destul de urât și sunt multe microbuze din astea, dar autobuzele urgent trebuie să înlocuite cu troleibuze care consumă curent electric, poluează acolo la ceturi pe unde se mai întâmplă, dar nu aici în oraș unde locuiește jumătate din populația capitalei. Sau urgent trebuie dotate cu niște filtre, cu ceva, nu cu icoane și cu măști purtate sub nas sau cu crucifixuri și ce mai pun săracii șoferi în cabine. Asta nu te păzește de tox, de noxe, de fum. Uitați-vă, nori de fum negru, care pe lângă ce se vede, conțin o grămadă de substanțe otrăvitoare care se opresc în plămânii noștri și în alte organe interne, în ochi, în gură, și ne distrug sănătatea. Și celor care locuiesc în Chișinău, și celor care vizitează Chișinău, pentru că fumurile astea
poluarea nu are granițe. Poluarea se duce peste tot. În Occident, astfel de transport e categoric interzis, și la noi prin lege interzis, dar vedem că circulă liber, nestingherit pe străzile capitalei, iar primăria alege să cumpere în timp de pandemie și în timp de, iată, astfel de sărăcie, să cumpere 4 pui de lei pentru grădina zoologică și să facă concurs public despre cum să-i numim pe cei pui de lei, ca să înțelegeți că primarul e cu capul în nori și nu prea îi pasă de problemele reale ale societății, ale urbei în care a ajuns edil.